Accidentul care a avut loc în această dimineață pe autostrada Soarelui a fost provocat de o fată de 21 de ani. Tânăra se îndrepta spre mare. La un moment dat, șoferul din fața ei a pus frână brusc, iar femeia nu a mai putut evita impactul. Ia puțin cu dreapta ca să o smulge de sub lisă. Hai! Smulge-te! Da, țin de mișu. Ia de mișu. Când pleacă, nu mai lași, te duci cu ea. Hop, lasă-o în șer, lasă-o în șer. Am oprit coloana, am reușit să opresc și au venit din spate și m-au luat. Ce, cu matizul? Da, matizul, un BMW și ce. Încă două mașini a fost în fața noastră. Încă două mașini? Da. Și ce, noi am reușit să... Și eu am oprit la timp, dar m-au lovit din spate. Am avut aproximativ un metru distanță. Mașina din fața mea a apucat să evite și eu n-am mai apucat să evite. S-a pus frâna. Da, s-a pus frâna, ea fiind un jeep fiind foarte înaltă, a apucat să vadă impactul, a tras de volan. Eu am apucat decât să pun piciorul pe frână și nu știu cine a pus frână, deci s-a oprit pe banda a doua. Așa se circulă la noi. Mai multe mașini au fost avariate, iar 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. O fetiță de 10 ani a fost transportată cu elicopterul la spital, iar celelalte cu ambulanța. O femeie în vârstă de 21 de ani a condus un autoturism pe autostrada A2 dinspre București către Constanța, iar la un moment dat, ajungând la kilometru 160, circulând pe a doua bandă, nu a respectat distanța regulamentară, astfel că a intrat în coliziune cu un autoturism aflat în fața sa, pe care l-a proiectat în un alt autoturism aflat în față, după care a ricoșat și a pătruns pe prima bandă, unde a mai lovit alte 3 autoturisme. Încercăm să ajungem. Când? Nu știm când ne dau drumul. Cam cât credeți că mai durează până? Cred că 2 ore, cel puțin. Așa cred, înțeleg că e accident. Trebuie să ajungem într-o oră, așa, dar la ce este acum s-ar putea că... Că nu. Că nu. Din cauza carambolului produs, circulația pe A2 a fost întreruptă pentru aproximativ 2 ore.